bucurăm împreună de viața minunată pe care ne-o aduce Crăciunul, aceea a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Povestea Pruncului născut în Betleem o regăsim atât de frumos transmisă în Colind. Colindul românesc a fost și va rămâne pentru totdeauna o sursă de plăcere evidentă, de bucurie de plină a sufletelor noastre, adunate în jurul Pruncului Iisus, cel care din Fecioară s-a născut pentru noi și pentru a noastră mântuire. Melodicitatea și exuberanța acestei muzici, simplitatea ei, cantoarea redării în discursul muzical și delicatețea expresiei textului, contribuie din plin la farmecul inconfundabil caracteristic colindelor religioase românești. În deschiderea programului de astăzi, vor răsuna colinde tradiționale, dorindu-se păstrarea și promovarea acestora, prin tinerele generații care au menirea de a duce mai departe vechile tradiții creștinești. Așadar, invit în fața dumneavoastră pe copiii de la Așezământul Social Sfântul Patrimon din Zana, coordonat de Părintele Bota Antiglu. Drumul lung și-am obosit, drumul lung și-am obosit.
cu Colinda și la cerământul Sfântul Pantelimon, vă vrea să vă tot fericite, să vă tot în pace și în liniște. Vă mulțumim! Continuăm programul din această seară, invitându-i aici pe membrii ansamblului folcloric Doina Ampoiului din Slatina, coordonat de domnul profesor Stanislav Horia. Revenim la urmă, prezentarea de noștri copii dumneavoastră, tineri care au fost aici în primul nostru. O să ascultăm două colinde tradiționale, culese chiar de aici, din zona noastră, și două colinde pe care, cu siguranță, le cunoașteți cu toți. Oh!
Ești inară și ospătară, mă s-o bine cu
pornit cu Adidasul, pe la Lat, pe Valea Stebeșului, apoi am venit la Valea Tor, să vin aici. Vă mulțumim frumos! Spuneam la începutul programului nostru de importanța pe care o deține colorul românesc în istoria noastră a românilor, iar o altă dovadă a fi faptul că singurele cuvinte care nu se pot traduce din limba română sunt dor, colin și doină. Cu toții, copiii și adulți, nu trebuie să lăsăm în uitare tradițiile. Întoarcerea la tradiții nu poate decât să ne bucure și să ne dea speranța spre mai bine. Așadar, să ne dăjduim că obiceiurile noastre de arme și părinții sfânt și bun vor deveni. Și vreau să invit aici pe colindătorii orașului Zlatna, care duc mai departe de tradiția aceasta cu colinde culese de ei în zona noastră, colinde pe care nu trebuie să le uităm noi bine, ci trebuie să le ducem mai departe. Felicitări, dragi ficiori, că duceți mai departe tradiția și vă așteptăm în seara de ajuns cu colinda, nu? O, ce veste!
Domnului Hristos.
În momentele următoare am deosebită plăcere de a vă prezenta două voci vibrante și angelice care vor pătrunde tainele sufletului dumneavoastră și vă vor face să simțiți o formă de pace, bucurie și mângâiere divină. Deși este la început de carieră, soprana Stefanie Radu are un palmares remarcabil cu numai puțin de 400 de premii pe care le-a obținut la concursurile de muzică ușoară, canto, clasic, balet și pian, precum și diplome de excelență din partea ambasadelor Turciei și Ucrainei. A cântat în numeroase țări, din care amintim Slovenia, Ucraina, Germania, Spania, Bulgaria, Franța. Una dintre cele mai frumoase experiențe ale sale a fost participarea în cadrul Festivalului Internațional The Magic Music Days of Disneyland în anul 2010. A colaborat cu studioul experimental de tineri din cadrul Operei Naționale din București pentru reprezentațiile operei Flautul Fermecat de Wolfgang Amadeus Mozart. Studiile de licență le-a absolvit în cadrul Universității Naționale de Muzică din București, secția Pedagogie Muzicală, iar masterul în stilistică interpretativă canto. La doar 19 ani, Stefania a realizat proiectul Din Suflet, pentru Suflet, cu Suflet, un proiect cultural unic și complex, care a fost susținut de fondurile europene în cadrul concursului Smart Start, bazându-se pe opereta Lăsați-mă să cânt, de Gherase de Vino, unde a reunit pe scene românești, la București, Suceava, Constanța, peste 50 de artiști. Pe lângă faptul că este o artistă și o antreprenoare de succes, și-a publicat și prima carte la vârsta de 22 de ani, apoi două cărți de copii anul acesta, Alma și Crăciunul lui Nicolae. Aceasta nu vine singură, ci alături de cel care este partener atât pe scenă, cât și în viața personală. La doar 36 de ani, cariera tenorului Alin Stoica este deja frumos conturată de premiile numeroase obținute, dar și de rolurile impresionante pe care le-a abordat și le abordează. Artistul a lucrat cu tenorii Ionel Boniar și Marius Budoiu, a participat la masterclass-urile lui Rockwell Blake și Iora Maurer, ale Mariane Nicolescu și altor artiști. 2017 a fost pentru tenorul Alin Stoica un an în care s-au acordat cele mai importante premii, dintre acestea amintim. Premiul Matei Brâncoveanu pentru merite deosebite în domeniul muzical și premiul Luciano Pavarotti, înmânat de însă soția celebrului tenor Nicoleta Mantovani, alături de premiul al doilea și premiul publicului Vota la Voce, obținute în cadrul aceluiași festival de la Sarzana, Italia. Datorită acestei reușite, tenorul Alin Stoica a primit invitația de a cânta la concertul omagial cu ocazia împlinirii a 10 ani de la dispariția lui Luciano Pavarotti la Arena di Verona, alături de nume sonore în lumea muzicii, cum ar fi Placido Domingo, José Carrera, Andrea Bocelli și așa mai departe. În prezent este solist al Operei Naționale din București, unde îl putem asculta în diverse roluri precum Alfredo din Traviata de Giuseppe Verdi, Turido din Cavaleria Rusticana de Pietro Mascagni, Don José din Carmen de Georges Bizet. Totuși, pentru artist, lucrarea de suflet rămâne opereta românească Lăsați-mă să cânt, de Gherase de Vino, unde rolul lui Ciprian pare scris special pentru el. Tenorul Alin Stoica este descris
descris de către critici ca fiind un tenor cu o voce colosală, cum nu s-a mai auzit de ceva vreme pe scenele românești și nu numai. Având o tehnică bună, dar și calități teatrale, reușește în fiecare dată să ducă la un sfârșit fiecare rol pe care îl interpretează, lăsându-și amprenta asupra fiecărei arii. De curând, a fost invitat în mare concert de Crăciun de la Vatican, care se va ține în prezența sacralității sale, Papa Francis, pe data de 16 decembrie 2023 în Italia. Doamnelor și domnilor, Stefanie și Alin Stoica. Oh,
Să colindem seara asta minunată. Oh,
Oh.
I'm dreaming of a world.
puternici părinți, domnule prefect, onorate oficialități, drag auditoriu, este o seară extraordinară alături de copiii noștri minunați pe care îi avem în orașul nostru și care au arătat și ei ce pot, feciorii, cum zicem noi, și mulțumim acestor mari, mari artiști ai României pentru acest concert excepțional. Națiunea română întotdeauna a avut valori, va avea valori, dar trebuie să punem seama pe ele sau să avem grijă de ele, mai corect zis, mai literat, pentru că valorile, dacă nu le îngrijești, le iau alții. Le iau alții și le duc la ei, acolo, și câștigă bani după valori, în loc să avem noi, să-i ținem aproape de noi, pentru că fac parte din națiunea noastră și, repet, națiunea noastră întotdeauna a dat valori și va da valori. Educația, sănătatea și cultura sunt trei elemente de bază ale unei națiuni. Dacă aceste elemente nu sunt duse acolo unde trebuie, o națiune îi vai de capul ei. Cred că ați văzut că m-am ocupat ani de zile de școli. Luna viitoare, la începutul semestrului care vine, o să inaugurăm a 6-a școală smart din România. Este o bijuterie școala. Eu mă duc în fiecare zi, văd evoluția lucrărilor și este încă o lucrare care aduce valoare acestui oraș. Noi am fost așa cum am fost, nu știu dacă știți, eram în 2000 declarat cel mai distrus oraș din Europa. Astăzi nu suntem acolo, suntem deja în altă parte. Vom finaliza spitalul, o să mai facem încă un spital de paleață, dacă Dumnezeu ajută. Și o să finalizăm și acea sală multiculturală, ca să-i spun așa, pentru că în ea se va putea ține orice gen de spectacol. Și datorită acestor oameni minunați, Alin Stoica și Stefanin, mi-au făcut astăzi o propunere că m-au pus jos. Adică mi-au spus că mă vor ajuta să inaugurăm această sală cu Traviata, cu ei sunt o familie extraordinară, niște oameni minunați, au un copil minunat, Dumnezeu să le dea sănătate, fericire, bucurie. Alin ne va face mare cinste, acum va cânta la Vatican, este invitatul Fabio Francesco. Mă mulțumesc ca o semnare pentru noi, deci el acolo ne va reprezenta pe noi, pe poporul român, cu talentul pe care l-a dat Dumnezeu. Îi mulțumim, le mulțumim, vă mulțumesc și dumneavoastră și sper ca orășelul nostru de anul viitor să fie și mai complex, o să mai facem o bază sportivă. Au fost niște probleme cu finanțarea la CNI, că poate era gata. Și avem multe investiții, încă o sală de sport, extindem la 900 de locuri și multe, multe, nu mă întind acum cu chestiuni de genul ăsta. Vreau să vă urez și eu sărbători fericite, un Crăciun fericit, un an nou cât se poate de bun. Vremurile sunt tulburi în jurul nostru, dar cu o cârmuială bună ne putem vedea de viața noastră și de țara noastră și de poporul nostru.